Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Peste 100 de automobile și mai multe ambulanțe au fost scoase din nămeți în ultimele 24 de ore de către salvatori. De ajutorul acestor au avut nevoie și două gravide din raioanele Criuleni și Dubăsari. Sunt cele mai noi date ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care precizează că situația rămâne critică în mai multe sectoare din țară, în urma acumulărilor masive de zăpadă. Și tot din cauza intemperiei, 30 de localități încă stau fără lumină. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au deblocat și tractat 169 de mijloace de transport, dar și 7 ambulanțe rămase împotmolite în urma condițiilor meteo nefavorabile. La lucrările de deblocare au intervenit 135 de salvatori și pompieri cu 36 unități de tehnică. Misiunile de tractare și deblocare au avut loc pe drumuri din raioanele Taraclia, Neninoi, Orhei, Dubăsari, Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul, Cimișlia, Rezina, dar și Uta Găgăuzia. Totodată, în raioanele Criuleni și Dubăsari, două femei însărcinate au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a ajunge în instituțiile medicale. Și la Institutul de Medicină Urgentă s-a lucrat în regim de alertă în ultimele 24 de ore din cauza numărului mare de adresări ale victimelor ghețușului. Despre asta anunță purtătorul de cuvânt al instituției medicale. Potrivit Dorinei Arsene, s-au adresat 114 persoane la traumatolog și neurochirurg, dintre care 53 au fost spitalizate în secțiile de profil, starea lor fiind de gravitate medie stabilă. Toți pacienții au primit îngrijiri medicale necesare în cadrul Departamentului de Primiri Urgențe, a mai adăugat Arsene. Ce ține de starea traseelor din țară, Administrația de Stat a Drumurilor spune că și astăzi se circulă în condiții de iarnă, iar situația rămâne critică în mai multe sectoare din cauza acumulărilor masive de zăpadă. În unele sectoare, circulația este încă dificilă, deci în prezent nu sunt drumuri blocate, dar se circulă în condiții dificile în sectorul Ștefan Vodă, în sectorul Neninoi și Căinar. Se circulă pe o singură bandă, să zicem așa, pentru că drumarii au nevoie să intervină pentru a lăgi partea carosabilă. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spânu, a dat asigurări însă pe Facebook că după 48 de ore drumurile naționale sunt curățate și se circulă liber. În aceeași postare, mai jos, Spânu precizează că echipele de intervenție continuă să lucreze pe drumurile naționale pentru a extinde partea carosabilă și a asigura circulația în condiții de siguranță. Totodată, potrivit informației oferite de distribuitorul de energie electrică Premier Energy, circa 12.000 de consumatori din 30 de localități din țară încă rămân fără energie electrică. Potrivit Ministerului Energiei, 80 de brigăzi de intervenție sunt în continuare în teren pentru a remedia defecțiunile provocate de intemperii. Ce ține de capitală, toate serviciile municipale responsabile sunt în teren de la ora 4 dimineața, a anunțat primarul de Chișinău, Ion Ceban. Potrivit lui, se lucrează la curățarea drumurilor și trotuarelor, curților de bloc, acceselor către instituțiile sociale și educaționale, dar și în alte locații. Duminică, în cea mai mare parte a țării, a fost emis cod portocaliu de ninsori la poviță și vânt. Din cauza precipitațiilor abundente și a rafalelor, zeci de drumuri au fost blocate, înregistrate de conectări de curent electric și au avut loc mai multe accidente rutiere, dintre care 11 grave, soldate cu 2 decese. Alți 2 oameni au fost găsiți fără suflare într-o mașină îngropată în Omăt, la Căușeni. Pentru astăzi, meteorologii au anunțat ploi slabe. În timpul zilei, la nord, se așteaptă temperaturi de -4 grade Celsius și de -1 grad Celsius în regiunile de sud. În centrul țării și la Chișinău vom avea maxime de până la 5 grade cu plus. Salvatorii îndeamnă repetat cetățenii să evite deplasarea pe drumuri încă necurățate și să-și adapteze mașinile la condiții de iarnă. Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare lângă hotelul, fostul Hotel Național din capitală. Poliția spune că a fost sesizată în această dimineață după ora 7. Medicii de pe ambulanță au comunicat angajaților poliției că aceștia, când au ajuns, n-au putut face nimic decât doar să constate decesul tânărului. La examinare de către medicul legist, urme de moarte violentă nu au fost depistate decât cele caracteristice căderii de la înălțime. Cadavrul a fost îndreptat la Centru de Medicină Legală. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs.
Starea de urgență în Republica Moldova ar putea să nu mai fie prelungită. Despre asta a anunțat președintele Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit Olesei Stamate, o nouă hotărâre ar putea fi luată de urgență doar în cazul unor noi stări excepționale. Olesea Stamate susține că Parlamentul urmează să ajusteze cadrul legal necesar în ultimele 30 de zile de stare de urgență, care urmează să expire la sfârșitul anului, pe 31 decembrie. Reprezentantul guvernului care a prezentat această inițiativă și comisiei și în plenul Parlamentului a justificat necesitatea prelungirii cu doar 30 de zile, pentru că este ultima prelungire, doar dacă, să nu dea Domnul, nu se va întâmpla ceva mai rău. În principiu, guvernul a pregătit majoritatea actelor legislative care să înlocuiască acele reglementări care au fost adoptate prin intermediul Comisiei Situației Excepționale, pe care trebuie să le adoptăm la sfârșitul lunii decembrie. Având aceste documente adoptate, nu va mai fi nevoie să prelungim starea de urgență. Și eu sper asta. Starea de urgență a fost instituită prima dată în februarie anul trecut și extinsă de atunci de mai multe ori. Ultima dată, pe 24 noiembrie, Parlamentul a prelungit acest regim cu încă 30 de zile, începând cu data de 1 decembrie, în contextul războiului din Ucraina. Proiectul de lege a fost prezentat în Parlament de ministrul de interne, Adrian Nefros, care a sugerat că ar putea fi ultima cerere de prelungire. Guvernul Republicii Moldova își dorește să revină la regimul normal de activitate, iar această perioadă 30 de zile este necesară ca autoritățile să finalizeze pregătirile pentru această revenire prin ajustarea actelor juridice existente fără a fi necesară utilizarea normelor derogatorii oferite de starea de urgență. De la declararea stării de urgență și până în prezent, Comisia pentru Situații Excepționale a adoptat 94 dispoziții în funcție de evoluția situației și necesitățile de intervenție. Starea de urgență în Republica Moldova a fost instituită pe 24 februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, iar de atunci a fost prelungită de 11 ori. Opoziția și experții au criticat această practică pentru că, afirmau ei, sub pretextul unei urgențe au fost luate decizii contradictorii, cum ar fi secretizarea chestiunilor privind achiziția de gaze și sistarea activității unor instituții de presă. 50.000 de lei prejudiciu moral cauzat prin neexecutarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești. Este decizia primei instanțe în cazul fostului pretor de Buicani, Valeriu Nemerenco. Soluția a fost pronunțată de judecătoria Chișinău. Suma se adaugă la cele 100.000 câștigate de reclamant la începutul lunii curente prin sentința Curții de Apel din Capitală. Potrivit anticorupție.md, anul trecut, suma pe care trebuia să o plătească primăria Chișinău pretorilor și vicepretorilor de miși ilegali era de cel puțin 2,3 milioane de lei, echivalentul la 18 terenuri de joacă. Centrul Investigații Jurnalistice a solicitat atunci serviciului de presă al primăriei o reacție, dar a fost direcționat la Direcția Asistență Juridică, care nu a oferit nicio declarație. Valeriu Nemerenco a deținut funcția de pretor al sectorului Buicani aproape 30 de ani. În 2018, primarul general interimar, Ruslan Codreanu, l-a reconfirmat pentru un mandat de 4 ani, dar peste un an distanță l-a demis. Doar două zile mai târziu, Nemerenco a fost angajat în funcția de vicepretor, de unde a fost demis peste 4 luni de către primarul general interimar Adrian Talmaci. Valeriu Nemerenco a contestat dispozițiile ambilor edili, invocând că nu au fost indicate cauzele pentru care a fost revocat. Fermierii care protestează în centrul capitalei cer poliției să înceteze campania de intimidare și provocări lansată împotriva lor. Într-o declarație, Asociația Forța Fermierilor susține că unii participanți la manifestație au fost telefonați de la comisariatele raionale ale poliției și amenințați cu dosare penale dacă nu retrag
tehnica agricolă din Piața Marii Adunări Naționale. Solicitat de Orizont TV să comenteze aceste acuzații, un angajat al serviciului de presă al IGP a promis că va reveni. Reprezentanții asociației au așteptat în zadar întrunirea programată cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, care săptămâna trecută a promis că va discuta cu fermierii luni, după ce va avea o întrevedere cu premierul și cu ministrul Justiției, la care vor discuta despre propunerile înaintate de producătorii agricoli pentru depășirea situației critice. Negocierile ar urma să aibă loc astăzi la ora 14, ne-a spus serviciul de presă al Ministerului Agriculturii. Organizatorul protestului de amploare din centrul capitalei, Asociația Forța Fermierilor, acuză poliția de presiuni și tentative de periclitare a manifestației pașnice. Începând de joi, 23 noiembrie, conducerea Inspectoratului General al Poliției a pornit campania de provocare și intimidare a fermierilor care participă la protestul din Chișinău. Refuzul absolut nemotivat al poliției în acordarea asistenței agricultorilor pentru deplasarea în Piața Mare a Adunării Naționale, solicitată oficial de organizatorii manifestației, generat nemulțumirea producătorilor agricoli. Menționăm că în cadrul evenimentului similar din iunie 2023, organizația noastră a conlucrat foarte eficient cu instituțiile care asigurau ordinea publică, care au organizat coridorul verde pentru deplasarea tehnicii agricole în centrul capitalei, fără niciun deranj pentru locuitorii municipiului. Însă acum, conducerea poliției din start a pus la cale planul pentru a periclita manifestația fermierilor. Mai mulți comisari raionali de poliție, în stilul perioadei statului capturat, telefonau fermierii și cereau retragerea tehnicii agricole din fața guvernului sau garantarea neparticipării la protest. Oamenii legii exemplificau cazurile cu rețineri și îi avertizau pe agricultori că ei pot fi următorii cu dosare penale, se spune în comunicatul Asociației Forța Fermierilor. Directorul executiv al organizației, Alexandru Slusar, a declarat pentru Orizont TV că acum este analizată posibilitatea depunerii unei plângeri la procuratură împotriva acțiunilor poliției. Postul nostru de televiziune a contactat IGP pentru un comentariu la acuzațiile aduse, dar până la momentul editării subiectului nu am primit răspuns. Pentru Orizont TV, Alexandru Slusar a subliniat că protestul este unul apolitic, iar revendicările rămân aceleași. Cerem moratoriu la calcularea penalităților, executare silită și la procedura de faliment pentru gospodăriile aflate în stare de prefaliment. Ulterior, un grup de lucru creat de instituțiile statale cu participarea asociației va analiza fiecare caz separat. Și paralel, din 11 ianuarie 2024, o parte din bani din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii să fie alocați în calitate de compensație la hectar pentru floarea soarelui și porumb pentru anul 2023. Aceste două măsuri împreună mai pot salva mii de fermieri micro, mici și mijlocii. Potrivit lui Slusar, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a susținut propunerile fermierilor și a promis că va discuta posibilitatea implementării acestora cu premierul și ministrul Justiției. Întrevederea urma să aibă loc în data de 27 noiembrie, în jurul orei 12, spune Slusar. Un grup de fermieri a venit la ora indicată la Ministerul Agriculturii, dar ministrul nu a fost prezent. Cum voi nu v-ați văzut pe dânsul de vineri, așa și nici noi n-am avut contacte. Nu ne-a sunat, nu ne-a contactat. Față de tot, el a spus că e nevoie de timp până luni, la orele 11, maximum 12. Suntem la orele 13 ceva. Ulterior, ofițerul de presă al ministerului, Daniela Turculeț, a declarat pentru jurnaliști că Vladimir Bolea se va întâlni cu fermierii după ora 17. Dar și această întrevedere nu a avut loc, ea fiind transferată pentru ziua de marți. Săptămâna trecută, agricultorii au ajuns cu tractoarele în fața guvernului. Unii dintre ei au fost opriți de poliție pe drum. În consecință, aceștia au blocat traseul dinspre Hâncești. Atunci, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că agricultorii nu au respectat legea cu privire la întruniri, fiind înregistrate o serie de încălcări, printre acestea blocarea căilor de acces. Totodată a fost intentată o cauză penală pentru incidentul cu mașina poliției clătinată de protestatari, calificată de Cernăuțeanu ca o tentativă de deteriorare a proprietății statului. Fermierii au declarat anterior că vor rămâne în Piața Marii Adunări Naționale până vor fi auziți de autorități. Astăzi a început postul dinaintea sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Perioada de abstenență durează 40 de zile, timp în care creștinii trebuie să nu consume alimente de origine animală
și să se abțină de la poftele trupești. În zilele de sec, adică luni, miercuri și vineri, bucatele se pregătesc fără unt de lemn și nu se consumă nici vin, iar în zilele de marți și joi este dezlegare la unt de lemn și vin. În zilele de sâmbătă și duminică, enoriașii pot consuma unt de lemn, vin și chiar pește. În ajun de nașterea Domnului, adică în data de 6 ianuarie, se mănâncă abia seara, și anume grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrig sau turte din făină. Iar la 7 ianuarie, indiferent în ce zi cade, se mănâncă dulce, ouă, carne, brânză și se bea vin. Preoții amintesc faptul că în postul Crăciunului nu se fac nunți, botezuri sau alte petreceri. Atât pentru astăzi, doamne, pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu vă dau întâlnire la ora 17. Rămâneți cu noi pe TV6.live, TV6.press și pe canalul de Telegram TV6 Moldova Live. O zi minunată!